începe viața. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, avem chiar și soare afară. Pentru că, da, este zi frumoasă astăzi, este, a trecut ploile și... E, nu chiar, dacă tu vorbești de vreme, da. Lasă-mă puțin pe mine. Te rog. Să vă spun că astăzi, da, într-adevăr, scad șansele de precipitație, dar tot vom avea parte de unele ploi și în oră. Însă soarele se arată și el pe cer. Așa că nu putem decât să ne bucurăm și de, mai ales de cele 26-27 de grade din termometre. Așa că poate astăzi scăpăm fără ploaie, iar dacă vor fi ploi, vor fi de scurtă durată. Dar ce e drept, nu vor mai fi ca zilele trecute. Așa că Costi, ai noroc. Da. Da, ultima zi în care ne mai vedem la Anteneața. Deci vorbește de parcă nu se întoarce peste o săptămână. Da. Deci... Ne vedem pe luni, lunea cealaltă. Să știi că încă nu m-am gândit să fac casting, dar dacă insiști, voi face. Bă, asta dacă înseamnă că nu trebuie să mă mai trezesc la ora 5 dimineața. Da. Concediu mic acolo, o săptămână și un pic. Bucură-te de el. Da. Mă bucur de el. Mă voi bucura și eu. De concediul Cred. Tău, de mâine. Cred. Lasă că de luni vine Alex. Da, se întoarce Alex Vergea. Da. Deci vezi, ai cu cine să faci emisiunea. Oricum, doamnelor și domnilor, vă lasăm pe mâini bune. Adică e aici Alexa și se descurcă. Pentru că am mai lăsat-o dată singură. Adică de două ori, nu? Parcă da. Da. Cum vă spuneam, avem și epigrama zilei, bineînțeles, astăzi. Se numește peste tot reamenajări pietonale. Adevărat. Merg pe stradă, văd o baltă, nu găsesc în ea capacul, lângă mine unul saltă, mi l-a luat înainte dracu. Domnul Constantin Mândruță, bineînțeles, ne-a trimis epigrama și o așteptăm și pe cea de mâine. Alexa o să vă spună pe cea de mâine. Da. La mulți ani, Mihai Olaru. La mulți ani, Mihai! La mulți ani, măi, Mihai! Mihai Olaru, care plinește astăzi... Câți ani o fi făcând, Mihai? 30? Sigur? Schimbă? A, zice Claudiu. Nu cred. Cred că face vreo 35. Da. S-ar putea să trezească să vină acum peste tine, dacă îi mai spui odată că face 35. Da. Și mai avem și un anunț, nu uitați, diseară, la ora 20... În Old School Pub este un eveniment caritabil pentru strângere de fonduri pentru Mona Lisa Zegheru, tânăra de 26 de ani, bolnavă de cancer. Donația de participare este de 30 de lei și cu sprijinul sponsorilor va avea loc o licitație de obiecte de artă și creații vestimentare. Suma acumulată din donații, dar și 10% din consumația dumneavoastră va fi virat în contul Mona Lisei. Diseară, ora 20, Old School Pub. Este vis-a-vis de teatru. Știți dumneavoastră unde este. Vă așteptăm acolo. Este foarte important să o ajutăm pe această tânără care la rândul ei a ajutat mulți copii să ajungă și să câștige foarte multe concursuri și festivaluri, pentru că este profesor de canto, din câte am înțeles, de canto, nu? Da. Este profesor de canto la Centrul Cultural Mioveni. Da, bun. Da, cam acestea fiind spuse, avem, bineînțeles, revista presei. Avem multe ziare astăzi. Da? Avem. Ce frumos. Avem, că a apărut și Obiectiv de Argeș. Imediat, după generic. Antenața. Da, și avem Argeșul, avem Curierul Zilei, top, Obiectiv de Argeș, vă spuneam. Argeșul, pe prima pagină. Materialul de deschidere în spitalele argeșene, controlele trec, problemele rămân. Nimic mai adevărat. Chiar am făcut la Observator ieri un material referitor la Andrei, copilul de 8 anișori care de aproape 2 luni, de fapt astăzi, dacă nu mă înșel, se împlinesc 2 luni de când se află în pământ și măsuri
nimic deocamdată, nu s-au luat împotriva medicilor de la Curtea de Argeș. Dimpotrivă, ei se află în continuare la Spitalul Municipal și își fac meseria în continuare nestingeriți, fără niciun stres. Da, o să monitorizăm și noi acest caz referitor la Andrei și, bineînțeles, o să vă ținem și pe dumneavoastră la curent, pentru că, iată, de două luni nu s-a mai scris, nu s-a mai auzit nimic de ce se întâmplă cu medicii de la Curtea de Argeș. Bun, deci în spitalele argeșene controlele trec, problemele rămân, inspectorii sanitari ai DSP revin în unitățile pe care le-au verificat în luna martie. Atunci județeanul a avut cele mai multe nereguli, dar nici celelalte unități de profil nu au trecut cu notă maximă examenul sanitar. Cum problemele de fond nu și-au găsit de ani buni rezolvarea, ne vine greu să credem că ele au fost remediate în cele 3 luni scurse de la controlul tematic. Mai citim din Argeșul, audit la Molivișu, conducerea Consiliului Județean Argeș a anunțat ieri că luni va începe un audit la Molivișu pentru a verifica modul în care se fac lucrările la infrastructura stațiunii de schi. La cârpirea drumurilor, noroc cu banii pentru calamități. 0 lei și 0 bani a primit Consiliul Județean Argeș în acest an de la guvern pentru reabilitarea drumurilor. Noroc cu banii pentru calamitățile de anul trecut și cu rezervele Consiliului. Astfel, în 2015, muncitorii de la drumuri ar fi fost în șomaj tehnic. Și încă un piteștean suspectat de evaziune, săltat de mascați. Un om de afaceri din Pitești a fost ridicat ieri de mascați și dus la Poliția Județeană pentru audieri. Bărbatul e suspectat de evaziune fiscală, iar prejudiciul a fost estimat la 1 milion de lei. Despre cine este vorba aflăm imediat și noi. Și noul subprefect va fi femeie, se întreabă colegii de la Argeșul. Da, vedem. Bună întrebare. Vedem. Bun, începem cu materialul de deschidere din Argeșul, care vreau să spun că este pe 2 pagini. Este o analiză făcută de colegii de la Argeșul referitor la sistemul sanitar din județul nostru. Controlele trec, problemele rămân în spitalele din Argeș. Timp de 2 săptămâni, Direcția de Sănătate Publică are în vizor spitalele din Argeș, întrucât inspectorii sanitari revin în unitățile pe care le-au verificat în luna martie. Cel mai mare spital din Argeș, județeanul, a avut și cele mai multe nereguli pe care le-am prezentat în ediția de ieri, dar nici celelalte unități de profil nu au trecut cu notă maximă examenul sanitar. Pediatria. Bună oară, în contul pediatrie au fost trecute astă primăvară următoarele minusuri. Nu era suficient personal medical superior pentru asigurarea gărzilor la ATI, iar în această secție spațiul destinat igienizării și depozitării ustensilelor de curățenie nu are sursă de apă. Eficacitatea sterilizării instrumentarului metalic prin căldură uscată în stația centrală de sterilizare nu era verificată conform normelor în vigoare. La etajele 6 și 7 erau deteriorate tâmplăria, finisajele și mobilierul. Etajele 5 și 6 nu dispuneau de grupuri sanitare suficiente pentru copii și mame. Nu era asigurată rezerva de apă pentru 1-3 zile în caz de avarie. Persoana responsabilă pentru problemele mai grave a fost amendată cu 500 de lei. La Curtea de Argeș, iată la Curtea de Argeș, că tot vorbeam de Curtea de Argeș. Deficitul de medici specialiști pe toate secțiile, compartimentele a fost cap de listă și la Spitalul Municipal Curtea de Argeș. Iar ăia care sunt rar se pot numi specialiști. Alte bile negre, verificarea eficacității sterilizării cu indicatori biologici se făcea în ritm insuficient. În saloane nu era asigurată o priză de oxigen la 2 paturi. În martie s-au prescris măsuri de remediere a acestor neconformități. O lună mai târziu s-a petrecut nenorocirea cu băiatul diagnosticat cu enterocolită și mort la o zi de internare. Exact ce vă spuneam mai devreme, este vorba de Andrei, băiețelul de 8 anișori. Așa că a sporit numărul controalelor și au fost aplicate amenzi. Într-adevăr, s-au dat 10.000 de lei amendă celor care au fost, dacă vreți, găsiți vinovați de ce s-a întâmplat la Curtea de Argeș și managerului spitalului, 10.000 de lei amendă pe care au contestat-o. Da. Control la Câmpul Lung. Controlul sanitar a dat cu rest și la Spitalul Municipal Câmpul Lung. Inspectorii sanitari au constatat că nu se face ca la carte protocolul de sterilizare a instrumentarului, spălătoria pentru secția boli infecțioase nu respectă prevederile legale, saloanele erau aglomerate, grupurile sanitare pentru pacienți și prizele de oxigen nu erau asigurate în mod corespunzător, nu erau separate circuitele septic-aseptic în secțiile chirurgicale.
O parte din mobilier și tâmplărie prezenta un grad avansat de uzură. S-au prescris măsuri de remediere și a fost aplicată o amendă de 500 de lei. Și vreau să vă spun, de fapt, așa cum vă spuneam, sunt două pagini această analiză făcută de Argeșul și este vorba și de spitalul de la Vedea și de la Leordeni și de la Mioveni. Se întreabă colegii cât de departe suntem de Europa civilizată. Oho, nu se vede de la noi. Da. Și, bineînțeles, se vorbește și de medicii buni pe care îi are spitalele de la noi din Argeș, cam puțin, cei drept. Și să-ți răspund la întrebarea, noul prefect femeie. Te rog. Noul prefect al județului Argeș ar urma să fie pentru prima dată o femeie. Surse din cadrul UNPR susțin că PSD Argeș a pierdut lupta cu UNPR, iar noul subprefect al județului Argeș va fi Virginia Pârvu, un psiholog de profesie. PSD îl propusese pentru funcția respectivă pe Emilian Dragnea, dar numirea sa a fost amânată deoarece UNPR, aliat cu PSD la guvernare, a cerut la rândul postul de subprefect, care a devenit vacant prin ieșirea la pensie lui Ion Burnei. Se pare că jocurile au fost făcute și propunerea a fost bătută în cuie. Emilian Dragnea este acum inspector în cadrul Direcției Generale pentru Asistența Socială și Protecția Copilului și se pare că acolo va rămâne. Pam, pam. Da. La cărpirea drumurilor, noroc cu banii pentru calamități, nu știm unde să încadrăm următoarea situație, la prostie sau la delăsare. O firmă a câștigat contractul de reabilitare a unui drum în Popești, dar nu a asfaltat decât o bandă de circulație pe o distanță scurtă. De câțiva ani a abandonat lucrările, unele utilaje fiind lăsate pe șantier, așa că autoritățile județene au decis să atribuie contractul altei firme. La un moment dat, Consiliul Județean a preluat de la compania națională drumul Valea Danului Șuici, Sălătrucu. Așa se face că o parte din acest drum care ajunge în Vâlcea este drum național, iar o parte este județean. Pe porțiunea din Argeș au apărut probleme mari care nu se pot remedia din lipsă de fonduri, așa că acum Consiliul vrea să propună CNADR să preia din nou drumul. Altfel, ruta respectivă va deveni și mai greu practicabilă decât este în prezent. În ședința de săptămâna viitoare a Consiliului Județean vor fi alocate fonduri pentru reabilitarea mai multor tronsoane de drum. Este vorba, printre altele, de drumurile județene Mozăceni, Izvorul, Bârla, Stolnici, Costești, Albota, Poiana Lacului, Băbana, Cocu și Dragoslavele, Stoienești. De asemenea, Consiliul Județean vrea să aloce 500.000 de lei și pentru drumul Sticlelor mai este de asfaltat o porțiune de aproape 500 de metri administrată de CJ. Restul drumului a fost reabilitat de primăria Ștefănești. Drumul face legătura dintre Ștefănești și Pitești pe altă rută decât pe podul peste râul Doamnei. Da, bine că ei au abandonat lucrările. Au lăsat și utilajele și, bineînțeles, nu li s-a întâmplat absolut nimic, nu a fost firma amendată, dar au dat lucrările altei firme. Hai bă, continuați voi ce n-au făcut ăia. Da. Foarte tare. Face și cealaltă bandă. Păi ar trebui amenzi drastice pentru cei care nu respectă aceste reguli, pentru cei care iau un contract și nu finalizează lucrările. Dar, bineînțeles, la noi, nu, lasă că ia alții lucrările, fac ei, continuă ei. Dacă tot vorbeai de drumuri, trafic rutier deviat la podul Viilor. Ca urmare a lucrărilor aferente construirii pasajului rutier aerian de la podul Viilor, circulația în zonă va fi restricționată de astăzi de la ora 8 până pe 10 iulie la ora 8. Dacă va fi nevoie, restricțiile vor fi menținute până pe 15 iulie. Circulația va fi deviată după cum urmează. Se fac asfaltări pe strada Gheorghe Șincai, pe strada Costache Negri, cu restricționarea circulației pe strada Gheorghe Șincai din zona intersecției cu strada Râurilor până la intersecția cu calea București. De asemenea, se restricționează și accesul din străzile Mihai Eminescu și Crinului pe strada Gheorghe Șincai, pe strada Depozitelor, cu restricționarea circulației autovehiculelor pe banda 1 în direcția de mers podul Argeș-CNCD. Deci, evitați zona! Da. Vă spuneam mai devreme că încă un piteștean suspectat de evaziune a fost săltat de mascați. Despre cine este vorba? Ei bine, Ion Sandu, de 31 de ani, fost preot, între timp a devenit om de afaceri și a fost ridicat de mascați după ce ieri s-au făcut percheziții atât la firma acestuia cât și la domiciliul lui.
Și din nou, piteștenii au probleme cu taxiurile. Acestea blochează intrarea în bloc. Mai mulți cetățeni din Găvana 3 au sesizat primăriei Pitești faptul că taxiurile din anumite stații de așteptare blochează intrarea în blocuri. O astfel de situație este întâlnită la blocul B6. La scara blocului s-au montat niște protecții să nu mai blocheze intrarea, dar au fost scoase de către taximetriști noaptea. Nouă ne-au spus că trebuie să o ocolim prin spatele blocului. În plus, suntem obligați să rămânem pe stradă, iar taximetriștii au mașinile parcate pe trotuar. Se arată într-o sesizare a locatarilor. Foarte drăguț. Da. Păi să sperăm că se ia măsuri. Totuși, eu am trecut la Curierul Zilei. Da, bine. Curierul Zilei, care pe prima pagină are așa: limuzina s-a răsturnat și a luat foc, fiul de milionar la un pas de moarte. Unul dintre cei mai bogați adolescenți din județul Argeș a fost marți seara la un pas de moarte. Mașina de lux pe care o conducea a izbit un cap de pod din beton, s-a rostogolit și a fost proiectată într-un zăvoi, după care a luat foc. Șoferul, în vârstă de 18 ani, este fiul milionarului Nicolae Sorin Dumitru, patronul firmei Comesat, care figurează în top 300 ca fiind unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din județ. Vlad Andrei Dumitru a scăpat cu viața având leziuni ușoare, în timp ce prietenul lui, pasager îmbolit, este rănit grav. Da, ați văzut și la noi la Observator despre acest accident care a avut loc marți seara. Da. Cazul notăriță. Așa se întâmplă. Așa se întâmplă când atingi pedala de accelerație. Lasă, când părinții cumpără copiilor, că totuși abia am prin 18 ani, mașini cu 450 de cai putere și nu știu să o stăpânesc. Da? Mm-hmm. Corect. Notărița găsită moartă în casă s-a sinucis. Medicii legiști au efectuat necropsia cunoscutei notărițe Constanța Stănescu de la Topoloveni, care a fost găsită moartă în apartamentul său din Topoloveni luni. Încă din primele cercetări, polițiștii care au ajuns la fața locului au suspectat că funcționara s-a sinucis. Fiți atenți, două transporturi agabaritice pe DN7. Transportul se va desfășura etapizat cu întreruperea temporară și locală a circulației rutiere. Vă citim imediat mai multe, ca să știți când să evitați DN7. Fost preot reținut în urma unor percheziții domiciliare și la sedii de firmă. Este ce vă citeam mai devreme despre acel preot devenit afacerist și care a fost săltat de mascați. Da. De la anul, primăria Pitești vrea să introducă o taxă specială. Gunoiul va fi achitat individual. Din 2016, primăria Pitești vine cu o taxă specială pentru cei care n-au contract cu salubritatea. Mai precis, cei care nu achită acum gunoiul vor plăti o taxă aceeași pe care cetățenii o plătesc în prezent pentru acest serviciu de salubritate. Cu toate că intenția este bună, mai rămâne de pus în practică. Suntem la un nivel minim de suportabilitate. 30-40 de mii de cetățeni nu plătesc pentru acest serviciu. S-au făcut acțiuni în instanță pentru asociațiile de proprietari ce n-au achitat acest serviciu și chiar dacă celor de la salubritate li s-a dat câștig de cauză, n-au ce executa de la asociațiile de proprietari. Prin introducerea acestei taxe, dacă ar plăti mai mulți, ar putea scădea tariful, a explicat viceprimarul Piteștiului Cornel Ionică. Salubritatea are în prezent în jur de 6.000 de contracte referitor la gunoi și autoritățile se gândesc și la introducerea unei taxe care să cuprindă mai multe servicii, însă abia după ce legislația în vigoare va permite clar acest lucru. Da. Iar tradițiile argeșine sunt promovate și în Islanda printr-un proiect al Centrului de Cultură Brătianu. Centrul de Cultură Brătianu, în parteneriat cu o școală publică din Islanda, anunță lansarea proiectului Promovarea Identității Culturale Românești prin ateliere de artă, folclor și tradiții pentru comunitatea islandeză. Vor avea loc ateliere meșteșugăre și expoziții. Toate activitățile proiectului au loc în cadrul acestei școli publice din Islanda. Iar Muzeul Golești organizează un program educațional-cultural, Vacanța de Vară la Țară. Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești organizează în perioada 22 iunie-4 septembrie, în cadrul ediției A5-a a programului educațional-cultural Vacanța de Vară la Țară, tabere de meșteșuguri tradiționale. Copiii vor fi inițiați și îndrumați de muzeografi,
facturatori, Doamne, ce am! Și Meșter Popular, programul va debuta luni 22 iunie cu atelierul Arta Prelucrării Lemnului, coordonat de Meșterul Popular Ioan Rodo și se va desfășura pe parcursul săptămânii. Da, corect. Da, corect. Mulțumesc. Corect. Și va fi spectacol în Piața Primăriei. Astăzi se va întâmpla de la ora 17. Manifestarea va fi susținută de copiii care urmează cursul de actorie sub îndrumarea artistului Robert Chelmuș în cadrul Centrului Cultural Pitești. Trupa de teatru Roberto organizează acest spectacol literar-muzical. Deci astăzi de la ora 17 în Piața Primăriei Pitești. Dacă vreți să mergeți după serviciu, bineînțeles puteți să o faceți, pentru că este, vă puteți relaxa, bineînțeles. Trecem la știri din nou mai puțin frumoase. Apa infestată de la Săpata le creează probleme localnicilor. Zeci de animale au fost găsite moarte. Dezastru ecologic în comuna Săpata, acolo unde pâraele, fântânile și vegetația au fost afectate din cauza apei infestate. Zeci de animale au murit, spun sătenii, după ce au băut din apa în care s-a infiltrat țiței. Principalul vinovat, în opinia localnicilor, ar fi OMV Petrom, care nu a luat măsurile necesare pentru protejarea populației și nu investește în sisteme care să nu permită apei sărate și peliculei de petrol să ajungă în apele care traversează comuna. Răbdarea localnicilor a ajuns la limită după ce, de o vreme bună, se confruntă cu problema apelor în care s-a infiltrat țiței. Zeci de animale au murit, leșurile lor zăcând pe malurile pârâului care traversează comuna. De altfel, petrolul atât de dăunător se poate vedea cu ochiul liber pe cursul pârâului. Barajele instalate de angajații OMV Petrom nu rezolvă definitiv situația. Acestea nu fac decât să strângă diverse cantități de țiței, care ulterior sunt depozitate în bazine special amplasate în apropierea cursului de apă. Bun, și garda de mediu ce face? Garda de mediu, garda de mediu care ar trebui să se ocupe. De fapt, vedem acum și de garda de mediu. Comisarul șef de la Comisariatul Județean Argeș al Gărzii Naționale de Mediu, Carmen Rădulescu, ne-a spus că la această instituție nu a fost depusă nicio sesizare cu privire la această problemă. Ne-am autosesizat, am stat de vorbă cu comisarii și vom merge mâine în control la Săpata să vedem care este situația acolo, a declarat Carmen Rădulescu. Păi bun, duceți-vă și vedeți care este treaba acolo, iar sătenii din Săpata, când mai au astfel de probleme, să facă, bineînțeles, sesizări și la garda de mediu. Să anunțe primăria și să anunțe pe toată lumea. Și dacă nu se ia măsuri, atunci să ne scrie nouă pe adresa redacției. Să zicem noi de bine de primărie și de garda de mediu și de toți cei care nu au luat măsuri. Da. Da. Gata? Bun. A trecut? Mi-a trecut. Avem astăzi și top. Am trecut la top, ai trecut la obiectiv? Da. Imediat citesc și eu puțin așa de top. Trec și eu la obiectiv. Top pe prima pagină, clipe de spaimă pentru un afacerist argeșan. Este vorba de Vlad Dumitru, băiatul unuia dintre patronii firmei Comesat. S-a răsturnat marți seara cu mașina. Puștiul, ce avea permisul de conducere numai de o lună, a scăpat cu viață ca prin minune, după ce bolidul de fițe pe care îl conducea a lovit un cap de pod, s-a răsturnat și a luat foc. Este materialul de deschidere al colegilor de la Top. Tecău și-ar fi dorit mai mulți candidați pentru postul de manager general al Spitalului Județean. Da, și eu îmi doream ca să nu mai fac emisiune și să plec direct în vacanță. Mm-hmm. Ei bine, iată că nu se poate. Trebuie să fie și plătiți, trebuie să fie, bineînțeles, și să aibă cu ce să facă treabă. Pentru că de-aia te angajezi, nu să participi la acest concurs. Mă rog. Dacia Logan a ajuns la numărul 1.500.000. Panică pentru locuitorii comunei argeșene Săpata, animale moarte din cauza infiltrațiilor cu petrol. Este și în, și în top acest material. Da, obiectiv de Argeș. Ai găsit ceva interesant, mi se pare că te uiți. Citesc, da. Da? Bun, prezentăm obiectiv de Argeș, prima pagină, lovitură de palat în PSD. Ionică, vicele Ionică, a fost scos de pe tabla de șah. Dan Manu este dezinteresat de șefia spitalului de urgență, de frica Anii, se întreabă colegii de la Obiectiv. După încă 30 de zile de stat la penitenciarul Rahova, Pendiuc a reclamat ilegalități în actul de urmărire penală. Vă citim imediat. Cercetările DNA în dosarul DGASPC s-au împotmolit, documente dispărute din arhiva Consiliului Județean. Codruța Mercea a ținut cheia arhivei un an după suspendarea din funcție.
este materialul de deschidere al colegilor de la Obiectiv. Și Gheorghe Alexei, prim vicepreședinte PNL Argeș, spune așa: la Curtea de Argeș se lucrează de 6 ani la un centru pentru pensionari și nici acum nu este gata. După aproape un an de pauză, Emma Pendiuc a revenit, iată, la TVR3. Și cum vor să țepuiască țiganii regelui Stănescu primăriile cărora le-au săpat șanțuri? Un alt material din Obiectiv. Te rog. Da, eram curioasă pentru că știu de aceste cereri, ca să le spun așa. Sportivii argeșeni tratați cu spatele de Consiliul Județean. Finanțarea cluburilor sportive cu fonduri de la Consiliul Județean a fost un adevărat fiasco în acest an, după scandalul iscat de suma alocată echipei de handbal, oricum de 2 ori mai mică decât cea solicitată. Reprezentanții CJ au ignorat o grămadă de cereri de finanțare. În plus, din cele 14 cluburi care au primit bani, sumele repartizate au fost foarte mici. Ca tabloul să fie complet, deși alocarea era pe tot anul, banii au ajuns la cluburi abia luna aceasta din cauza întârzierilor din CJ. Ioana Mincă și Vali Porcișteanu au obținut mărânțiș. Numai puțin de 14 cluburi sportive din județ au solicitat anul acesta la Consiliul Județean, pe baza legii, sprijin financiar. După o bâlbâială de 6 luni, instituția condusă de Florin Tecău a reușit să-i bage în seamă și a alocat sume, însă acestea fiind foarte mici. Să vă dau câteva exemple. Așa. Din aparatul de specialitate al CJ au fost alocați doar 144.000 de lei pentru 14 cluburi, astfel. Clubul de dans sportiv Starfix a primit 8.000 de lei din cei 24.000 solicitați, iar clubul sportiv Preda, tot din Pitești, care organizează gala de box Cupa Argeșului, a luat 10.000 din cei 65.000 de lei solicitați. Jucătoarea piteșteană de tenis, campioană națională la categoria de vârstă până în 16 ani, pentru a putea participa la cât mai multe competiții naționale și internaționale, dorind să ajungă anul acesta în top 100 mondial. Tânăra speranță a tenisului argeșan a primit doar 7.000 de lei. Până și cei de la Asociația Sportivă FC Argeș Pitești 1953 au venit cu o cerere de finanțare de 580.000 de lei, consilierii alocându-le 20.000 de lei. Clubul pilotului Valentin Porcișteanu a cerut o finanțare de 325.000 de lei pentru participarea la Campionatul Național de Raliuri în sezonul 2015, primind însă doar 10.000 de lei, în condițiile în care o asemenea competiție este extrem de solicitantă din punct de vedere financiar. Clubul Brothers Motorsport, care și-a propus să câștige trofeul Câmpul Lung, a cerut 17.000 de lei și a primit 8.000, iar lista continuă. Ei bine, da, să ne mai mândrim și să mai cerem rezultate sportivilor argeșeni. Pentru ce? Deci au fost pentru anul acesta și se dau bani abia în iunie, la jumătatea lunii. Anul a început din luna ianuarie, în caz că nu se știe. Și că tot vorbeam de sportivii argeșeni, după încă 30 de zile de stat la penitenciarul Rahova, Pendiuc a reclamat ilegalități în actul de urmărire penală. Tudor Pendiuc se află în continuare în stare de arest. Mandatul său de reținere a fost prelungit cu încă o lună de zile. Săptămâna trecută, cererea sa de revocare a măsurilor a fost respinsă de Tribunalul București, la fel cum s-a întâmplat și în cazul celorlalți 3 inculpați arestați la domiciliu, adică Constantin Scarlat, Valentin Vișoi și Gheorghe Văsâi. Spre deosebire de Pendiuc, care se află închis la penitenciarul Rahova, instanța le-a permis celorlalți 3 să-și părăsească domiciliile în anumite zile din săptămână și într-un anumit interval orar pentru a se deplasa la sediile societăților pe care le administrează, dar și la clinici medicale și spitale pentru cei care au nevoie de tratamente. Da, păi și lui Tudor Pendiuc se permisese arestul la domiciliu, dar bineînțeles el a trebuit să sune martorii în dosar că de, și a fost luat din nou. Muzeul Județean vrea telegondolă la Cetatea Poienari. Doamne, dar de când vrea telegondolă la Cetatea Poienari? În trecut a mai existat telegondolă la Poienari. Acum nu mai e, că a fost curată, cum pariu. Da. A funcționat între anii 1968 și 1970. Bine, ok. Adică e ceva de atunci. Au trecut doar 2 ani. Iată, uite, un material în Obiectiv pe ultima pagină despre Dana Grecu, colega de la Antena 3. Bărbatul care o poate stăpâni pe Dana Grecu.
Când ne certăm, nu pot respira până nu ne împăcăm. Dana Grecu le-a făcut o surpriză foarte plăcută prietenilor săi de pe Facebook. Realizatoarea emisiunii La Ordinea Zilei de la Antena 3 a făcut publică o fotografie de colecție de la nunta ei. M-a întrebat cineva cum eram noi. Noi eram așa. Lăutarul era cel mai simpatic, credeți-mă. Între noi fie vorba, ador lăutarii și mă bucur ori de câte ori îi aud cântând. A scris Dana Grecu în dreptul imaginii de suflet. Oamenii care o îndrăgesc i-au lăsat zeci de comentarii, dovadă că s-au bucurat că jurnalista a împărțit cu ei un moment atât de drag. Bogdan e un tip norocos, spun colegii de la Obiectiv. Recent, Dana Grecu a acordat un interviu în care a vorbit despre lucrurile care o fac fericită și despre omul care îi umple viața de bucurie, soțul ei. Bogdan e un tip norocos, ne vedem destul de rar ca să avem timp să ne certăm. Dar ne certăm și noi, ca tot omul. Întotdeauna când nu-mi explică și când nu înțeleg. Adică el mizează că-s pe fază și crede că lucrurile se subînțeleg. Nu, nu se subînțeleg deloc. Bine, poți să deduci, dar chiar nu vreau. Că uite, așa te trezești că te-ai înstrăinat unul de altul și nu știi de ce. Oamenii trebuie să și vorbească, prost, bine, strigă, calm, dar să-și vorbească. Știi, un tip l-a întrebat pe Bogdan odată, domne, tu ești soțul doamnei? Domne, am vrut să văd și eu cine o stăpânește pe femeia asta. Și Bogdan a răspuns cu gura până la urechi. De mine ascultă. Când ne certăm, rar zic eu, nu pot respira până nu ne împăcăm. Efectiv, nu pot respira. Eu fac pasul spre pace, spune Dana Grecu. Da. 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 Ia spune, n-am mai costum de plece în concert. Ce s-a întâmplat? Nu spui? În Letonia și Lituania. Ca să vedeți. Să nu mă întrebați unde e Costi de mâine. Da, hai mă că nu o să stau decât o săptămână. Doar atât, doamne. Și doar o săptămână, adică... Da. E de aici, de acolo. Mâine o să fie decât... Da, o să fie frumos, stai liniștit, o să fie frumos. La tine știu. Da, și la mine și la tine mă gândesc. Bun. Avem un material, avem? Da, avem publicitate, bineînțeles, și revenim după publicitate cu invitatul nostru de astăzi, un invitat care ieri și-a lansat o nouă carte. Despre cine este vorba și despre ce carte este vorba, vă spunem imediat după câteva minuțele de publicitate. Antenața. Ceva. Doar știm. Tu ai ce comenta? Apropiați-vă și tot veniți la prețuri mici pe înghesuiți. Când vrei să-ți cumperi în căsuță, o canapea, pătuț sau o măsuță și jucării și chiar hăinuțe, mobilier și veiozuțe, un singur loc e consacrat și refăcut și minunat. Veniți la noul Argintex. E sinonim cu ieftin, la Argintex. Argintex, tot ce e bun și ieftin. În 20 de ani multe s-au schimbat, iar tehnologia a evoluat. După 20 de ani de experiență în domeniul termopanului, Send 92 lansează în acest an cea mai bună și mai robustă fereastră din termopan. Bariera termică, formată din 5 sau chiar 7 camere, oferă liniște și confort. În plus, economia de energie se va simți încă din prima lună. E timpul să faci pasul către ferestrele viitorului. Te așteptăm la Send 92 Pitești. Telefon 288080. Pentru clienți fericiți, un partener profesionist. Pentarom produce kituri și ambalaje din carton pentru orice dimensiuni. Pentarom comercializează întreaga gamă de piese de schimb auto pentru Aro, Dacia, Raba, tractor. Pentarom fabrică brichete din omeguș pentru sobe, centrale termice, cuptoare, grătare. Pentarom crește și comercializează păstrăv și crap. Cu promptitudine și eficiență maximă, vă așteptăm în magazinul universal Pentarom. SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni și întâmpină clienții cu o ofertă irezistibilă. Apometrizare la prețuri fără concurență. Achitați doar 35% din valoarea apometrului și puteți plăti în 3 sau 4 rate lunare. Mai mult, la semnarea contractului individual de apă canal pentru apartamente, intrați în tombola ofertei și puteți câștiga două premii constând în returnarea contravalorii branșamentului individual pentru apartament și valoarea achitată pentru apometru. Marele premiu, o bicicletă. Informații la telefon 0348 445 885 sau pe site-ul instituției.
Cauți un loc de muncă stabil, îți dorești să crești profesional, vorbești limba italiană, alătură-te unei echipe dinamice și performante cu peste 2200 de angajați numai în România. Salariul de 1200 de RON plus alte premii te vor convinge. Vino în echipa Comdata, iar fidelitatea ta va fi răsplătită. După primele 3 luni lucrate, vei primi 100 de euro bonus. Vino cât mai repede la centrul de afaceri Pitești, etaj 2, telefon 0732671100 sau CV la office.comdata@gmail.com. Comdata, we care, we share. Reconstrucție ecologică forestieră pe terenul degradat în perimetrul de ameliorare Colelia, județul Ialomița, este un proiect prin care 25 de hectare vor fi împădurite cu 5.000 de puieți pe hectar cu arborete rezistenți. Întreținerea se desfășoară pe o perioadă de 5 ani. Masă lemnoasă, protecția apelor, protecția solului și terenurilor, reducerea poluării atmosferice prin fixarea dioxidului de carbon în atmosferă, climat favorabil, conservarea biodiversității. Un proiect executat cu Onizromarg, finanțat de Administrația Fondului de Mediu prin Consiliul Județean Ialomița. Similar, un proiect este executat și în comuna Reviga. UPC te trimite zilnic la Park Warner Madrid. Vino în iunie la UPC, alege orice pachet de 3 servicii și ești automat înscris în tombolă. Dacă ești deja abonat, intră pe upc.ro pentru înscriere. În plus, UPC și Boomerang îți aduc personajele preferate de desene animate la tine în oraș. Societatea comercială Mehtup SRL din Mărăcineni comercializează produse specializate în domeniul nutriției animale garantate pe piețele din 50 de țări din întreaga lume. Concentratele și furajele Evialis pentru pui, porc sau tauri ajută la creșterea și îngrășarea animalelor. Specialiști internaționali în nutriție și sănătate animală recomandă concentratele și furajele marca Evialis. Societatea Mehtup SRL, specialiștii dumneavoastră în furaje și concentrate pentru nutriție animală. Reconstrucție ecologică forestieră pe terenul degradat în perimetrul de ameliorare Colelia, județul Ialomița, este un proiect prin care 25 de hectare vor fi împădurite cu 5.000 de puieți pe hectar cu arborete rezistenți. Întreținerea se desfășoară pe o perioadă de 5 ani. Masă lemnoasă, protecția apelor, protecția solului și terenurilor, reducerea poluării atmosferice prin fixarea dioxidului de carbon în atmosferă, climat favorabil, conservarea biodiversității. Un proiect executat cu Onizromarg, finanțat de Administrația Fondului de Mediu prin Consiliul Județean Ialomița. Similar, un proiect este executat și în comuna Reviga. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Antenața! Am revenit la matinal. O să vă citesc câteva cuvinte și o să-l rugăm pe invitatul nostru să ne le explice. Un japonez, la Rambla, țigan, Napoleon, la Boqueria, sake, stafide, pod, Barcelona. Este, dacă vreți un pic din prezentarea noi dumneavoastră cărți, domnule Gabriel Cazan, și vă mulțumim că vă aflați în această dimineață alături de noi. Și vă mulțumesc că m-ați invitat. Și spuneați dumneavoastră aici un șir de cuvinte fără noimă, dar care au un înțeles în noua mea carte, Ikiru. Ikiru, care în japonez înseamnă a trăi. Într-adevăr, eu am luat câteva repere din noua mea carte, care puse cap la cap într-un anumit context, dau cuprinsul și conținutul cărții mele, cea de-a opta. Despre ce este vorba? Eu când am fost în Barcelona, am intrat într-un magazin condus și patronul era un indian și am văzut acolo, am vrut să cumpăr două caschete cu sigla FC Barcelona. Și una dintre ele costa 15 euro și aveam doi prieteni în România, mă rog, am zis să le fac o surpriză plăcută să cumpăr două șepci. Și am zis, domnule, îți dau 20 de euro pe cele două șepci. Ăsta se uita la mine și întreba, why you give me 20 euro? Adică de ce îmi dai numai 20 de euro? Și tot încercam să-i spui, măi, atâta consider eu, negociez cu tine. Gândindu-mă că în India negocierea este la nivel de cinste, adică în negoțul din țara respectivă. Și el se uita la mine și nu înțelegea de ce neapărat îi dădeam doar 20 de euro pe cele două șepți când ele costau în realitate 30 de euro. A fost negocierea mea cam 10 minute, după care mi-am dat seama că nu mă pot înțelege cu individul și am plecat. Ei, nu intru în amănunte, nu încep să povestesc mai multe, până la urmă am cumpărat la un chinez cele două șepți cu 20 de euro și atunci mi-a venit ideea, am zis, mă, deci eu care vin din Uniunea Europeană, dintr-o țară din Uniunea Europeană, în Spania, mă întâlnesc cu un indian care era as în negociere, așa ar fi trebuit să fie, iar ăla nu înțelege ce doresc eu. Ce s-ar întâmpla dacă ar veni un
un tip dintr-un popor care nu are nicio legătură cu Uniunea Europeană. Și atunci mi-a venit ideea să aduc un japonez în Barcelona. Bineînțeles, cartea este ficțiune, nu are nicio legătură cu realitatea. Este primul meu roman de ficțiune. Așa, și dar de ce, m-a întrebat multă lume, dar de ce japonez, de ce nu chinez, de ce nu indian, de ce nu arab, de ce nu știu ce. Pe mine m-a impresionat foarte mult dezastrul care s-a întâmplat la Fukushima și m-au impresionat reportajele pe care le făceau televiziunile japoneze luându-le interviu acelor oameni care stau la coadă pentru apă. Și civilizați. Da, erau, cum să spun, adică era o chestie incredibilă. Deci oamenii erau bătuți de soartă, fără nimic, doar stăteau la o coadă ca să-și ia porția de apă. Și totuși, când le luau interviu, erau calmi, cu zâmbetul pe buze, politicoși. Ei, chestia asta m-a impresionat foarte mult. Și atunci am zis, bă, hai să aduc un japonez cu politețea lui, cu caracterul lui, să-l aduc în Barcelona. Și de aici am conceput un întreg șir de evenimente care l-am aruncat cât mai jos, adică l-am umplut și de păduchi și după aia l-au răpit o bandă de interlopi. Banda aceea de interlopi a reușit să cucerească banda de interlopi și în final a ajuns exact unde era locul, adică într-un loc al succesului. Foarte, foarte interesant și bineînțeles că vă refereați la acel cutremur care a avut loc în Japonia, exact. Urmat de un tsunami care a făcut ravagii. Foarte, foarte multe victime, într-adevăr, și pagube. Să înțeleg că de aici v-a venit ideea de a scrie această carte de când ați fost în Barcelona. În Barcelona, da. Deci atunci a fost pentru mine... Faza este reală, mă gândesc, nu? La negocierea da, cu... Da, 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 faza este reală, adică... După care a fost urmată de această parte de ficțiune. Pe parcurs, când mă plimbam pe la Rambla, i-am și spus să luminiți, bă, uite, mi-a venit o idee foarte faină pentru noul meu roman. Ce părere ai? Normal că a fost o chestie, nu știu dacă pot să spun acceptată, dar entuziasmată, da, o chestie foarte faină, dă-i drumul. Eu mă consult foarte mult cu Luiza, ea fiind principalul meu criteriu literar, adică în momentul în care scriu o carte sau am o idee, normal că ea fiind primul artist din familie, logic, nu neapărat că spune da, dă-i drumul, dar spune, bă, vezi că despre asta s-a mai scris sau despre asta e o chestie prea bună, dar despre asta, ce vrei tu să spui despre japonez în Barcelona? Foarte interesant. Știi? Și atunci a luat naștere Ikiru. Da, și ieri a fost lansată această carte la ora 17. Am văzut și noi niște imagini de acolo, de la lansarea acestei cărți. A 8-a, spuneați dumneavoastră. A 8-a, da. Deja aveți o colecție impresionantă acasă. Cum a fost la lansare? Foarte nume mare, am înțeles, care au fost la... Foarte bine, da, a fost sala plină. Apropo, s-a ținut la sediu Club 22, care și sediu 3 Fest și Teatrul Atelier 22, căruia încercăm să-i dăm o adevărată valoare, adică să fie un mic loc de cultură. Așa, a fost nume bun, au fost prietenii mei care au vrut să... primească o carte cu autograf din partea mea. Totul a fost organizat de Lumința Borta. Bineînțeles, și coperta ei aparține. Coperta care este o pictură a ei. Așa, și picturile ei le-am întrebuințat și le-am întrebuințat ca virgulă coperți pentru romanele mele. Foarte așa? Interesant. Au fost prezenți chiar un consilier județean, un prieten foarte bun de-al meu, Narcis Sofianu, reprezentant din Consiliul Județean, mă rog, prieteni cu care eu m-am înțeles bine și care tot timpul au fost alături de acțiune culturală familiei mele. Nu vă veți opri aici, bineînțeles. Nu, deja am terminat de scris. Deja? Deja încă anua? Anua. Care e problema? Aici am întârziat un pic pentru că eu așteptam, am fost de multe ori la ambasada Japoniei ca să-i conving să vină, să trimit un reprezentant sau o chestie să participe, mai ales că era vorba de un japonez pe care ridicam în slăvi. Îi dădeam, bine, dădeam adevărata valoare, nu neapărat ridicam eu în slăvi, corect. Dar n-am primit nici măcar un răspuns, niciun feedback, bă, nu vin, nu pot sau
vedem cum facem. Asta m-a întârziat cu lansarea, că vreau să o fac în ianuarie, deși cu ambasada Japoniei luasem legătura încă din noiembrie. Și între timp am terminat Negustorul de Amintiri. Negustorul de Amintiri, care se vrea o continuare a Negustorului de Aer. Eu vreau să fac o trilogie. Probabil că va urma acum să o mai adaug, să mai o corectez. Lansarea va fi sigur la anul, pentru că mi-am foarte mult timp cu aranjarea ei în pagină cum ar trebui. Și mă gândesc să fac și a treia carte, care se va numi, tot în trilogia asta, Magazinul de Umbre, 3 puncte, le. O să vedeți despre ce e vorba, asta va fi o surpriză. Ea a fost o surpriză și pentru mine, deci cum mi-a venit gândul ăsta. Dar o să fie o surpriză foarte plăcută, cred eu. Și mă rog, mai am și alte proiecte, Jurnalul Clubului de Speleologie, Spelopit. Mai am o carte de speleologie pe care o voi scrie cu un mare speleolog al țării noastre, Marcian Bleahu. Și mă rog, o istorie a speleologiei românești. Poate o carte despre mediere, am și asta în plan. Asta nu înseamnă toate să vor scrie anul ăsta, că atunci nu voi face altceva decât voi scrie. Ori mai am timp și să mai fac și altele. Da, că vorbeați de mediere, discutăm un pic mai încolo și de mediere, pentru da. Că astăzi, dacă nu mă înșel, la ora 10... E prima conferință. Este prima conferință, da. Da. Discutăm despre mediere da. puțin mai încolo. Când mai aveți timp liber, domnul Cazan? Dacă spuneți că scrieți deja, ați terminat, abia ați lansat cartea a 8-a, că o aveți terminată și pe cea de a 9-a. Nu, deci haideți să vă spun o chestie și dau un sfat tuturor celor care vor să mă asculte. Ion Ioga am învățat așa, că în momentul în care ai gânduri negre, scrii-le pe hârtie și aruncă hârtia, pentru că sigur vei scăpa de ele. Când ai gânduri pozitive, scrie-le și păstrează hârtia, pentru că acele gânduri pozitive scrise vor atrage alte gânduri pozitive și alte fapte pozitive și alte chestii pozitive care ți se pot întâmpla în viață. Ei, eu... Probabil că am un surplus de, eu știu, de energie negativă sau energie pozitivă și atunci simt nevoia să scriu. Îmi place foarte mult să scriu. Mă bucur din tot sufletul că am urmat-o pe Ania, care a început să scrie primul roman. Și m-am apucat și eu să-mi pun în pagină ceea ce gândesc, ceea ce simt, ceea ce visez. Și mă simt bine. În general mă simt bine. Ei, și dacă tot m-ați întrebat când mai am timp să și scriu, am timp pentru că îmi place să mă simt bine și asta mă face cam tot timpul când aștept ceva pe hârtie. Nu știu, sunt fascinat, sunt într-o altă lume a mea în care mie îmi place să trăiesc. E o întrebare pe care aș fi vrut să o pun mai multor scriitori, sincer să fiu. Primiți acea apreciere de care ar trebui să se bucure un scriitor în ziua de astăzi? Și chiar mă bucură. Că asta înseamnă că mi-au citit cartea. Deci am un prieten care îmi citesc de cărțile de două ori. Măi, am zis, nu înțelege de o citește de două ori. Sunt chiar atât de misterios, sunt chiar atât de cum să spun, de neînțeles. Nu, el mi-a zis, nu, de câte ori citesc o carte de-a ta, mă face să mă simt bine. Ei, asta mă mulțumește, mă bucură, pentru că înseamnă că eu am transmis foarte multă energie în cartea respectivă. Mă bucur când cineva mi-apreciază cărțile și îmi spune, bă, ți-am citit cartea și îmi place foarte mult de ideile tale și toate acțiunea pe care tu ai pus-o în romanul tău. Da, într-adevăr. Spuneți-mi despre conferința care va avea loc astăzi. Da. Conferința de mediere. Conferința va fi conferința Corpului Profesional Mediator din județul Argeș. Prima conferință de acest gen. Având în vedere că anul acesta, prin alegerea noului Consiliu de Mediere Național, s-a hotărât ca în fiecare județ să existe cât un corp profesional mediatorilor. În Argeș, bine, au fost alegeri la nivelul fiecărui județ, în Argeș am fost ales președinte. Mă bucur mult pentru că colegii mei mi-au acordat încrederea lor și promit că nu o să-i dezamăgesc. Pentru că medierea e la început, este foarte
greu înțeleasă în România. Da, exact. Da. Este neînțeleasă, până la urmă, da, de foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni nu știu practic ce înseamnă, da, medierea și cu ce se ocupă un mediator. Până la urmă. Tocmai de aceea am ținut să vă întreb, da, și să ne spuneți câteva lucruri legate de acest lucru. Noi am mai avut aici la Antena 1 Pitești emisiunii în care am avut invitații mediatori. Am încercat să le mai explicăm oamenilor și tocmai de aceea vă mai întreb și pe dumneavoastră, pentru că încă există un, dacă vreți, un semn de întrebare. Exact, referitor la acest, care trebuie îndepărtat, exact, pentru că noi trebuie să ne gândim că este o alternativă, o soluționare alternativă a conflictului, a tuturor litigiilor de orice fel, corect, de absolut orice fel, chiar cele penale, dar nu fapta penală, ci partea civilă, și care înseamnă economie de bani, de timp, economie de emoții, pentru că în sala de judecată, dacă ajungi, ceea ce nu este cazul la mediere, în sala de judecată emoțiile te copleșesc, emoțiile pe care ți le dă sala de tribunal și judecătorul care e în fața ta și care este Dumnezeu acelei adunări. Ei, asta înseamnă medierea. Îmi pare rău că în România nu este atât de foarte bine, de bine înțeleasă, nici foarte bine măcar, pentru că astfel oamenii ar fi reușit să-și rezolve litigiile foarte repede, foarte ieftin și benefice pentru ambele părți, și pentru părât și pentru reclamant. Deci la instanță unul pierde, celălalt câștigă, la mediere amândouă părțile câștigă. Tocmai pentru că ei vor discuta, va fi oarecum o negociere. Exact. Și cu, mă gândesc că cu cât un mediator, de fapt, e mai dacă un mediator, da, este și scriitor, da, până la urmă, mi se pare. Nu, știți absolut care e problema? Adică îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar vedeți, și eu când văd oamenii și încep să-și expună ideile, mă rog, începe să spună conflictul, eu l-aș rezolva din punct de vedere literar și l-aș rezolva bine. Dar când vezi că orgoliul unuia se împiedică de orgoliul celălalt și există o luptă de asta între opinii și păreri, măi, eu sunt tare, eu sunt mare, nu știu ce, nu acceptă părerea ta, te cam dezamăgește, că nu mai știi ce să mai faci. Atunci trebuie să găsești, să apelezi și la arte artificii. Adică, băi, soluția mea asta ar fi. Și atunci ar trebui să înțeleagă că asta ar fi soluția pe care o arăt cea mai favorabilă. Corect. Este una dintre problemele societății din ziua de astăzi, exact, orgoliul. Exact. Asta e foarte rău. Pentru că trebuie să înțelegem, orgoliul este pe primul loc în lista păcatelor. Deci asta este. Orgoliul ar trebui îndepărtat, pentru că orgoliul nu face altceva decât întoarce la partea animală, la cel mascul alfa care vrea tot timpul să fie șeful haitei. Ori noi nu mai suntem animale, că avem, corect, conștiință. Corect, așa este. Ultima întrebare, domnule Cazan, că am uitat să vă întreb, unde pot să găsească oamenii dacă vor să citească Ichiru? Editorul meu mi-a zis că prima dată cărțile mele vor fi băgate în librăria Mihai Eminescu în București, porm în Târgu Mureș, și am înțeles, mă rog, erare, editorul fiind o editură de la Târgoviște, n-am voie să fac eu publicitatea, așa, deși e din Târgoviște, dar este condusă de unul dintre cei mai mari scriitori pe care România are, Ștefan Doru Dăncuș, care mi-a zis că vor apărea în București la librăria Mihai Eminescu, în Turnul Severin, în Târgu Mureș. Nu, în Pitești mi se pare că nu. Atâta doar a trimis la bibliotecă, la Biblioteca Județeană. Se pot găsi, sunt 5 exemplare la Biblioteca Județeană. Și cam atâta. Depinde cu cine are și el contracte. Mă gândesc că cei din județul Argeș, dacă vor, nu știu, să ia legătura cu dumneavoastră, da, la Biblioteca Județeană, sigur. Sau Facebook, internet, ceva. Nu, Facebook nu am. Internet este, am o adresă de mail pe care o dau cu dragă inimă, Gabi Cazan, într-un cuvânt, arond, mediator-arges.ro. Așa, și dar mă poate contacta, mă poate vedea până oraș și cu dragă inimă le ofer cadou, deci nu trebuie să plătească niciun bani. Eu mă bucur când oamenii citesc cărțile mele și nu că mi le cumpără. Da, un gest foarte, foarte frumos, pentru că sunt și scriitori care o fac pentru bani, până la urmă, chiar dacă nu se câștigă extraordinar de mult. Scriitorii nu trez. Poftim? Scriitorii nu trez din scriere, asta este păcat mare. Clar, într-adevăr. Vă mulțumim mult că ați venit astăzi pe la noi. Vă așteptăm și cu doamna și cu fiica, până la urmă, de ce nu, pentru că sunteți o familie foarte, foarte frumoasă, și o salutăm și pe doamna Lumința Borta și, bineînțeles, și pe Ania Cazan.
Vă mai așteptăm, clar. Mulțumesc, vă mai așteptăm. Mult de tot și promit și mult succes bine cu următoarele cărți pe care le veți scoate. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați fost din nou alături de noi și astăzi. De mâine vă vedeți doar cu Alexa. Și vedem cu încă mai cine. Da, cu Alex Vergea, presupun că el o să se întoarcă din concediu, o să vină. Și nu numai. Și nu numai, da, corect, așa este. Ne facem că... de cap de mâine încolo. Opa, opa, da, da. Pe modelul pleacă șeful, așa că... Da. Sigur, da. Bun, vremea va fi frumoasă și nu prea. Da, vom avea parte, s-ar putea, de ploi, dar spre seară, dar ploi de scurtă durată, însă temperatura va ajunge până la 27 de grade astăzi, așa că să ne bucurăm, este soare afară, la acum o oră erau 15 grade, deci temperatura se va ridica. Așa că nu ne rămâne decât să spunem drum bun, concediu plăcut, Costi, și noi ne revedem mâine de la 7 fix. Zi frumoasă! Și noi de lunea cealaltă. Pa! All I wanna be is whites and waves. All I did was fail today. All we do, all we do. Bună dimineața, așa încep pe viața. Yeah.